Din istoria asta. Așa. Eu am uitat să precizez că sunt pensionară. Foarte bine. Sunt sighișorean, meseria de bază dentist, jurnalist. Am făcut cu un grup de prieteni primul ziar local independent, care normal a fost confiscat de un potentat local de Iorgu, contribuția unor colegi din redacție, că așa s-a procedat peste tot. Am condus campania împotriva proiectului Dracula Park la Sighișoara. A fost prima campanie a unei societății civice românești. Unde trebuia să fie? Pe platoul Bright. Da. Împotriva unui proiect guvernamental. Am fost implicat și în campania pentru salvarea Roșiei Montane. După ce am fost dat afară de la redacția locală a ziarului, mi-am făcut un ziar online. Sighișoara s-a mizdat, care era foarte citit. Am desfășurat acolo anchete, printre care ancheta care l-a băgat în pușcărie cu suspendare pe fostul primar. Deci, nu m-am implicat în politică, deși am avut invitații suficiente. Prefer să rămân un outsider și să observ, cred că sunt mai neutru și mai corect, dar mi se pare o construcție utilă. Am votat cu USR-ul, dar am fost dezamăgit de alesul USR din județul Mureș și aș mai avea multe de spus ulterior. Mulțumesc! Okay. Mulțumim că ați venit. Nu știu, a fost pe asta? Da, corect.